pentru că nici eu nu mă aud, dar eu sunt la Electric Castle. Salut, eu sunt Vlad și în episodul de astăzi am niște oameni special pentru voi aici pe canal. Filmăm Seyes Challenge. Mi-a cerut foarte mult pe Instagram să fac Seyes Challenge, așa că Seyes Challenge la Electric Castle. Avem o fată care poartă o șapcă ce scrie aici hot sauce. Este vorba despre Iulia. O să pun aici o coroniță pe fața ta. Mara, bineînțeles, care uitați ce are pe spate, are numai stupici. Pucis. Am mai fost pe aici, mă știi. Ia uite, sunt ce veanca mea. Și Cristi. Regulile sunt simple, nu avem voie să spunem nu la nimic, avem voie să spunem doar da. Așa e că te duci la 5 persoane diferite și le ceri un selfie, să faci un selfie cu ei. Poți să iei pe oricine. 5 persoane. Bine, bravo Anca, bravo. Ok, cât mai am? Am făcut cu 3. Încă 2. Încă 2. Contactus. Vreau să fugi și să urli câte țin plămânii. Șarpele. Vai de Let's make it real. Ai loc să fugi pe aici, dar frate, câte țin plămânii. Vreau să te aud sincer că te sperie șarpele. Fugi cât vrei tu, dar măcar de 3 ori urlă tare. Vreau să te duci la fata care stă pe telefon acolo și să te pui lângă ea și să te uiți pe telefonul ei. Se uita în telefonul tău. Vreau să zic ceva. Știi că în episodul ăla Seyes Challenge din Cluj ai avut o treabă cu gunoaiele. Da, asta vreau să zic. Efectiv vreau să iei acel ăla de acolo, să te plimbi pe la oameni, să-i întrebi dacă au gunoi. Vreau să le iei de acolo. Hai. Hai, hai. Așa e că te duci la câteva persoane, hai să punem, nu știu, 3 și să-i rogi, mă, să-ți dea like la ultima ta poză de pe Instagram. Hai! La 3 persoane. Salut, bună! Am fost provocare și una dintre provocări e să iau 3 persoane să-mi dea un like la ultima poză. Mara, așa e că vrei să faci un dans contemporan aici? Nu. Mara! Dar fii implicat-o contemporan, dă-la, țâpă-te pe jos! Baby, do my best of you. Baby, no me turn down. Dimine le pare fai. Tu tu mi le leci sound. A fire mi le leci in die. But I'm heading and heading down. Dimine le leci in hello. I got my head to know. It's like a bad weekend. Da, bă, că e o provocare foarte bună pentru ele. Felicitări! Vreau să vă arăt ceva. Pozează mă aici. Pozează. Be you. Vreau să te duc la detectorul de minciuni să-ți pun întrebarea aia dacă după ce zi... Așa e că o să mergem într-un loc foarte aglomerat unde stă multă lume pe iarbă și tu o să te așezi și o să faci îngeri, cum faci îngeri de zăpadă, dar pe iarbă. Te provoc
să te duci acolo între oameni și să faci așa twerk. Da, mă duc, dar nu mă duc eu. Hai! Așa e că o să vă duceți pe iarba acolo și o să faceți două poziții de yoga. Amândouă. Nu contează, vă filmez într-o direcție în care nu se vadă chiloței. Nu, gen așa te lași în jos. Da. Da, hai a doua, e ok. Hai. Și ridicați picioarele sus. Hai! Eu cred că trebuie să fim foarte relaxate pentru că mă simt. Exact! Bombă! Am eu o provocare finală pentru toată lumea. Să mergem la semnul cu EC și să ne facem o poză de grup. Hai! Și haideți și voi să ne faceți poza. Ca să înțelegeți, e o coadă acolo la poză pentru semnul electric. Este așa că o să facem din... O să facem din colțul ăsta. Deci hai să facem o poză. Mai. Da, guys, și cam asta a fost clipul de azi. Vă mulțumesc, echipă, pentru acest clip. Sunteți genial. Nu uitați să dați un like și un share dacă v-a plăcut acest clip. Dacă mai vreți seria asta, lăsați acolo un comentariu unde să filmeze challenge, așa că ne vedem data viitoare. Vă pup!